Institutul Național de Statistică a anunțat prelungirea perioadei de autorecenzare în cazul recensământului 2021. Astfel, platforma de autorecenzare va fi deschisă până vineri 27 mai, iar vizita recenzorilor în teren se va desfășura în perioada 31 mai-17 iulie 2022. Recensământul 2022 a început pe 14 martie și se face pentru prima dată în format online, ceea ce presupune completarea unor formulare prin intermediul calculatorului, tabletei sau telefonului conectate la internet. Din 31 mai, colectarea datelor se va face către recenzori. Concret, cei care nu s-au autorecenzat online până pe 27 mai vor fi vizitați acasă de recenzori și vor trebui să completeze chestionarele de față cu aceștia. Această etapă va avea loc în perioada 31 mai-17 iulie. Recensământul din acest an are câteva particularități cu totul și cu totul noi și prin care se diferențiază foarte clar de ceea ce a fost recensământul populației și a locuințelor în toată istoria României. Suntem la al 13-lea recensământ al populației, iar acest recensământ, vă spuneam, are câteva particularități cu totul deosebite. 1. Este primul recensământ al populației și al locuințelor care se desfășoară fără folosirea hârtiei. Este primul recensământ care se desfășoară în trei etape. O etapă de care n-am pomenit-o mai devreme, în care am avut acces la surse administrative de date. A debutat la 1 februarie și a ținut până pe 13 martie. Etapa autorecenzării online, care a debutat pe data de 14 martie și a ținut până pe data de 15 mai, dar datorită succesului deosebit a avut în această perioadă și a fluxului foarte mare de participanți la etapa autorecenzării online, a fost prelungit până pe data de 27 mai și ultima etapă din 28 mai până la data de 17 iulie, când va avea loc recensământul față în față, recensământul clasic, dar și acesta tot online, tot digital, deci fără folosirea hârtiei. Două criterii au stat la baza analizării acestei situații, interesul populației și o posibilă cale de reducere a costurilor. Recensământului populației și locuințelor cu 70 lei pentru fiecare chestionar. În ultimele două săptămâni, rezultatele au fost spectaculoase, cu precizarea că în ultima săptămână nivelul de autorecenzare a fost la peste 400.000 de chestionare finalizate la nivel național. Pe care ne-am propus ca 35% din populația rezidentă României să facă parte din zona aceasta de autorecenzare online. Aceasta însemnând că din 19 milioane, aș vrea să fiu foarte clar și bineînțeles, vorbim de populația rezidentă și nu populația după domiciliu din România. Populația după domiciliu este undeva la 22-23 de milioane. Noi vorbim de populația rezidentă, populația care locuiește cel puțin 12 luni pe teritoriul României, având ca dată de referință pentru recensământ 1 decembrie 2021. Deci, ținând cont de populația rezidentă a României, de 19 milioane, ne-am propus ca 35% din acest număr, această populație, să se autorecenzeze online. Deja, această pondere a fost depășită cu brio, de asta spunem că este un succes deosebit ceea ce se întâmplă în perioada aceasta în România. Deja suntem undeva la aproape 50% din populația României, deci total chestionare posibile, aproape 50% sunt deja realizate și completate online. La nivelul județului Mehedin suntem undeva la vreo 38 și ceva, aproximativ 40%. Oricum suntem, inclusiv la nivelul județului Mehedin, peste pragul de 35% pe care ne l-am propus. Nivelul de autorecenzare online îl depășește pe cel din alte țări din estul Europei și este similar Bulgariei. Ultimul recensământ a fost în 2011. Recensământul din 2011 a avut patru chestionare. Patru chestionare cu vreo 32 de pagini. După 32 de pagini tipărite, sunt multe întrebări. Anul acesta, dacă am tipărit chestionarele, care sunt de data asta doar două chestionare, în total sunt vreo 8 pagini. Deci între 8 și 32 de pagini există o diferență de 24 de pagini.
24 de pagini de întrebări. Deci, cu siguranță, chestionarul de anul ăsta are cam maxim un sfert din ce întrebări erau până acum 11 ani. Până în 27 mai vor funcționa atât autorecenzarea simplă, cât și cea asistată, asigurată prin intermediul primăriilor.